De VTM pe acest traseu de pe Transalpina, Rânca, fix acum 12 ani, unde am și debutat, fiind prima mea cursă din viață. De aceea revin în fiecare an cu plăcere pe acest traseu. Mașina de concurs cu care particip este o Mitsubishi Lancer Revolution 9 de grupa N, pe care am achiziționat-o în urmă cu 2 ani de zile. Pentru sezonul următor din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă, vreau să fac o schimbare din punct de vedere al materialului de concurs. Vreau să trec la un monopost cu care cred că aș putea să mă impun în general. Adică în primii 5, targetul meu ăsta ar fi. Mașina pe care o dețin momentan nu este o mașină cu care pot să punctez în clasamentul general. We'll be right back.